Retro, bine să la noi, să nu le este lider, îmi cer mie de scuze că n-am mai postat, dar am fost foarte ocupat. Da. Ok, nu contează asta, ne jucăm un nou joc pe acest canal, se numește, nu mai știu cum se numește. Ok, bine, Creative Destruction se numește, gata. Jocul este ceva din Fortnite pe mobil. Îmi place foarte mult jocul. Ok. Cred că toată lumea după canalul ăsta știe ce era Fortnite, așa, să începem. De nu vă explic eu când timp suntem în lobby. Și pot să explic și de acum. Ok, deci, noi suntem o persoană plus 99 de persoane. Trebuie să ne luptăm toți și tu trebuie să ajungi locul 1 în... ca să câștigi jocul. Doar locul 1. Din 100 vei fi tu ultimă. Cred că sunt probabil explicat. În jocul ăsta poți să construiești cel mai de ajutor lucru după să te catapultezi. Cât? 360 și unde-i turnul eu? Mi l-a distrus cineva că pe jocul ăsta și țărani de aia care îți distrug. Nu contează, este doar lobby-ul. Așa. Asta încă n-a habar ce, dar eu am de obicei apar în asta, dar cred că de data asta n-am apărut. Itu Abdu S-Y. Ia mă să jucăm. Ia să cred că cei mai fashion din meciul ăsta. Avem aici map unde putem să punem punctul. Noi o să mergem la Eden's. Cum îi zic eu, alias Eden. Pizzeria Eden. Noi suntem, uite, unde scrie 86 km. Noi suntem ăla, nu suntem parașuta aia. Așa la început credeam că sunt parașuta, dar nu. Ok, și cred că ne vom arunca, nu pe munte, că pe munte e nașpa rocuri de arunci. Am mai jucat jocul ăsta și chiar nașpa, dar uite un ce. De fapt, hai să ne aruncăm aici, n-avem ce pierde. Deja avem un tricou fix ca a meu. Lol. Avem și cufere, uite așa arată un cufăr pe jocul ăsta. Double AK 47 din prima. Eu ești foarte bun AK-ul. Yeah, boy. Jocul ăsta e chiar distractiv. Dacă te gândești așa, trebuie să te concentrezi. Uitați, avem aici să stai și crouch. Dar nu ne trebuie crouch, să strângem și materiale. Mai poți găsi și materiale ca în Fortnite. Și se va lansa în curând Fortnite pe Android. Bun, avem destule bucăți de fier. Pe locul ăsta e doar fier. Sau nu știu, ai ceva piatră de construit. Nu știu. Și ăsta ar trebui să fie Tilted Tower-ul. Este această casă care are maxim 5 chesturi și foarte bună dacă o iei doar tu. Și vin foarte mulți acolo. Chestia pe jocul ăsta poți construi. Asta e cel mai de folos lucru. Că să zicem că acum sunt pe PUBG. Nu poți construi pe PUBG. Uitați, vedeți cu ce te poate ajuta ăsta? Construit-o. Cu asta să ții 78 damage. Mamă. Și îmi place că ai un fum în spate și dacă fugi, se vede fumul. Și în apă e foarte bine să mergi. Dar nu tot mi-a pui apă. E și sol și solul ăsta e foarte enervant, vă spun eu, din experiment. Așa.
Din ce experimente am făcut eu cu jocul ăsta. Ok, și ăsta e tilted-ul. Poți să dai așa și zoom la sniper, îți dai și sniper-ul. Poți să schimbi și armele. Da, chiar eu nu știam să le schimb. Uite așa, gata, frate. Supply drop-ul e pe aici. Așa că mulți să vină în zona asta. Ca să ia supply drop-ul care e pe acolo. Și poate să o ia pe aici, așa, gen, să vină pe aici. Aici maxim o persoană găsești. Bandaje, foarte bun. Medkit. Nu cred că am nevoie de el. Uitați, unul din sniper. E foarte bun sniperul ăsta, vi-l recomand. Eu nu știu să folosesc prea bine grenadele, decât launcher de grenade. Aici am nimic, vedeți? De că l-o lut... A, nu-i lutat locul. Ceea ce e foarte bine. Flamethrower! Ok, luăm și un AK verde. Fuck. Așa. Am un pă uzi. Respect, frate. AK gold! Serios, AK gold! Bine, mă, primul meu gold care l-am găsit. Meciul ăsta. Nu mai avem spațiu în inventar, dar avem AK gold. Și după câte puteți vedea, eu am skin pe AK. Cel mai bun din toate. Scar! Băi, îți bagi joc de mine? Scar-ul e bun. Flamethrower ăsta nu vi-l recomand eu din tot sufletul meu, dar dacă știți voi să dați de la distanță, de fapt de la apropiere, e bun. Eu sunt mai mult cu distanță. Dacă nu e luta locul, e foarte bine. Locul ăsta poate să-ți dea orice gold. Orice din gold. Odată am primit, de fapt, zi de gol nu există, era un desta, mi se pare, un desta sau un sunscar. Dar dacă ai ceva de gol, ești prea bun. Jocul ăsta, un gol de mai rar decât pe Fortnite. Un din ăsta rar e mai... Unde sta gold e mai rar decât pe Fortnite. Nu pot vorbi, frate. Atât de frerus. Ne dăm și noi medkit. Niște bandaje. Să ne mai creștem puțin și noi viața. Și auzi gloanțele și pași cuiva. Uitați, vedeți, de aici avem gloanțe. Și trage cineva din direcția aia. Și dacă e galben, e așa, 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 dacă este de la altul roșu, foarte aproape de tine. Să vă arăt și o luptă epică în care cel mai probabil voi muri. Eu nu știu, destul de ok să construiesc, nu construiesc foarte bine, dar dacă așa vor fi controlele de construit și la Fortnite Mobile, îi rup pe aia. Îi rup, că stai de antrenament pentru Fortnite-ul real. Scuzați că mă bâlbâi, dar nu mai fac așa. Norocul meu că nu mai fac așa, zici că eram un mai mult ciudat. Ok. Deci oricine poate să-ți dea un cap, că ai un munte și încă unul, și poți să-ți easy headshot. Așa, zona e bună, player încă n-am găsit decât un mouse pe aici, un shooter, dar nu știu fix unde este. Dubios, dubios. Uite așa, e un automat deconstruit.
Hai să ne luăm construcția înapoi. Și să nu mai construiesc. Am construit din greșeală, că e de obicei țin degetul sub ăsta cu care trag și dau foarte repede scop și trag, dar am dat și păra așa puțin din greșeală și mi-a construit porcării de aia. Fuck! Safe zone! Fuck! Nu suntem în safe! Fuck! Nu dă mult damage. Safe zone. Doar în minigame-uri dă mult. Doar în speed minigame. Și jocul ăsta are minigame. Fugi, Mihai, fugi, că te prinde zona. Fugi! Respect acá. Respect. Am avut și o gol. Vă întrebați ce naiba aia. E un om de la de enervant. Le un player. A, nu, vedeți ce să ia. De aia căr spericiori. Fugi, fugi, Mihai, fugi, te ia zona. Zona asta te rupe în două. Așa, haideți. Oh my god, m-am speriat că ne ia zona și chiar începe. Va începe în 32 de secunde. 30, 29, dar ajungem până atunci. Deci eu nu vreau să-mi fac probleme. Zona e, cred că, cea mai malefică după Fortnite-ul ăsta. Și trebuie să avem grijă. Am văzut niște glanțe. De alea de glanțe. Și mie să-mi tragă mine. Dacă trage, mă ascund repede după mașina asta. Dar nu intru în zonă. Fuck. Uitați, aici e și o linie să zică când ești în zonă și când nu ești. De așa. Fuck! V-ați văzut și voi? Fuck! Ne omoară, ne omoară! Construiește, construiește! Sniper, sniper! Hâț, 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 hâț! Și l-am omorât. Așa fac eu de obicei când văd un player. De ăsta am simțit. Hai să ne luăm construcția înapoi, așa de obicei fac. Ok, hai să ne luăm lutul și să fugim repede, că se mai apropie o dată zona, nu-i doar o singură dată zona asta. Avea și sniper, boss, mai, era boss. Stai că l-am luptat noi, fuck, dar mai avem și puțină viață. Dau repede medkit-uri. De astea, nu medkit-uri, bandaje. M-am și necat puțin. Gata. Cum am scăpat din chestia asta, chiar nu știu. Ne-a luat tot shield-ul. În triunghiul ăla era shield, dacă nu l-ați văzut. Gloanțe bun. Credeam că e lutată casa asta. Mamă, ne plimbăm. Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Și poți să ai mai mult de 900 în jocul ăsta decât 999. Poți să ai mai mult de construit. De acolo poți să ai mult mai mult. Fuck, ce naiba a fost aici, fratele meu? O luptă de aia legendară. Shit. Dacă mă nimeri cineva. Oh, good, good. Goodness, good. Eu chiar nu vreau să mă bag în lupta aia. Caz că se mai luptă cineva, eu am pregătit să trag. Fac pași din partea asta. Mie să nu ia cineva.
Hai că mă risc. Bagă run. Fug așa puțin în zigzag. Mergem în safe zone. Faza asta mă simt foarte șurcut. Foarte... Nu știu ce-i făcut. Îl rup ăsta cu gold scarul meu. O, ce capuri i-am dat. Capete, nu capuri. Fuck. Construiesc. Tot ăsta e mai bun la sniper pentru mine. Fuck, de ce nu reîncarce? Hai, unde e ălălaltul? Tu că ești pe aici, frate. Iau repede tipul ăsta loot-ul. Știu că pe aici pe undeva tipul ăla. Pipei sau tipului, nu știu. Deci ce era? Fac, acolo era un cufăr de mor, dar ce mai contează? Noi băgăm speed în zonă. Știu că poate cineva pe aici. Suntem pe muchie de zonă. Om intrat în zonă. E foarte teamă. Că suntem în primii 15. Fac, de ce nu pot să dau și asta? 16 minute filmate. Ne jucăm tot meciul. Dacă e. Doar un meci jucăm pe episod. Dacă am ghinion, jucăm două meciuri. Dacă nu mă clasez cum trebuie. În primul meci, primii 14, foarte bine pentru mine. Foarte bine. O, le-o vine și zona. Fac. În apă faci foarte mult zgomot. Mie să nu vină cineva din spatele meu și să îmi dea head. Cum i-am făcut tipul ăla. Deci, eu pentru o secundă credeam că mor în faza aia, că eram efectiv în cercul tăia la omorul pe ăla și m-am crezut mai bine. Că doar eu cu aia gata, o băteam easy. Și nu prea place mie că femeile au o statură mai mică și poate ori avea și hitbox-ul mai mic, cine știe. De obicei e mai bine să joci cu skin-uri de femeie, dar eu cum îmi place skin-ul ăsta de start, chiar o să-l țin pe ăsta. În jocul ăsta îmi place că din start ai toate skin-urile. Și dacă vine zona așa unde stau eu, cel mai norocos player din jocul ăsta din lume. Bun. Cea mai bună idee ar fi să așteptăm pe cei 4 băieți. 4 playeri. 4 jucători. Mi-e teamă. Aici omorâsem eu pe unul și m-a omorât altul. Deci ăsta ar putea fi finalul meciului. Și pentru mine și pentru ei. Mi-e teamă. Fac, mi-e super teamă. Bun. Cea mai bună idee e să campăm pe aici. O, de aici, o, de aici. Mamă, îmi tremură tot corpul. Fuck. L-am luat așa. Nu știu nici ce s-a întâmplat, frate. L-am luat și back speed de aici ca să nu vină și să aibă restul playerilor dubii. Tremură tot corpul din mine, mai sunt eu cu încă unul. Mi-e teamă. Fuck. De naiba poate să fie ăla. O campa într-o casă. Ce naiba o face? Uite ce supply drop-ul. Mie să-l iau. Teamă, poate le ia el.
Nu știu, efectiv speriat. De ce chi le-am dat lui ăla? Hai băiatul meu, unde ești? Trebuie să ai tu puțină viață. Eu am furt, ești nub. Îmi e teamă, deci efectiv tremură tot corpul pe mine. Zici că are și interiorul corpului din mine. Eu mă învârt efectiv în cerc, că nu știu unde e tipul ăla, ciudatul ăla, că eu cam pau, ce naibă o face? Am văzut eu așa repede pe mine pași. Mi-e foarte teamă, efectiv tremură tot corpul mine, v-am mai spus, oameni buni. Deci nu știu unde poate să fie. Poate n-o fi în zonă, dar șanse mici că ar muri de la zonă. Mama mea, deci și puțin. Mami să nu-mi dea head cu sniperul. Când vine el, construiesc repede și trag în el. Și dacă n-am găsit vreun rocket launcher ceva, dar unde ești, tipule? Știu că ești pe mapă, știu că ești în zonă. Unde ești? Omule, unde ești? Unde ești? Ești invizibil, ce hack-uri ai? Unde ești? Unde ești, tipule? Sunt speriat de moarte și tu te ascunzi de mine. Cum naiba s-a mărit zona? S-a mărit zona. De naiba e ciudatul ăsta. Unde ar putea să fie ciudatul ăsta? Unde naiba ești? Că speria de moarte și tu te ascunzi de mine. Frate, mă, dar așa intens n-am mai văzut. Pentru voi, cred că e așa. De fapt, de ce nu iau supply drop ăsta? Mă dau de gol, asta era. Rachete. Chiar ziceam de tine, domnule Rocket Launcher. Avem și Rocket Launcher legendar. Dar mai mult degeaba e. E efectiv degeaba. Stai, supply drop-ul ăla ai luat? L-o luat și eu nu l-am văzut, e prin zona asta. Fuck! Fuck, 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 fuck. Dei, dei, dei! Locul 1! Ah, eram speriat, credeam că el m-a omorât. Eram 100% speriat. Efectiv, oameni buni, am luat locul 1, cel mai bun din toate. Mamă, l-am bătut pe ăla, așa intensă a fost lupta. Nici n-am construit, n-aveam habar ce făceam acolo, eram speriat. Bun, oameni buni. Nu uitați, like, subscribe. Stați așa. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să dați like, să vă abonați. Dacă puteți să dați și un share frumos acolo. Nu uitați de tot ce am spus eu. Poate și de contul meu de Instagram, dacă vreți. Eu am fost Little Mia, iar noi ne-am dat data viitoare. Sunt cel mai speriat om din lume. Salva!